Procesele inflamatorii din organism pot încărca și dezechilibrul bacterian din microbiomul femeii. Toți acești factori cunoscuți pot contribui la apariția sau agravarea acnei. Cu toate acestea, mai mulți specialiști sugerează că pe lângă cauzele deja bine cunoscute ale acnei, alegerile alimentare, inclusiv consumul de alcool, pot juca un rol important în dezvoltarea acestei afecțiuni cutanate. Deși în prezent nu s-a reușit stabilirea unei legături directe între consumul de alcool și apariția sau agravarea acnei, alcoolul afectează organismul în forme în care, în mod indirect, pot influența demersul acestei boli. Cercetările științifice pe acest subiect sunt încă în fază incipientă și nu s-a stabilit momentan o legătură directă între consumul de alcool și apariția acnei. Cu toate acestea, s-a dovedit deja faptul că alcoolul impactează în mod negativ sănătatea pielii. Printre efectele negative ale alcoolului asupra pielii se numără deshidratarea, slăbirea sistemului imunitar, declanșarea inflamației în organism, influențarea dezechilibrelor hormonale și încurajarea acumulării de toxine în organism. Deshidratarea organismului poate da curs unei întregi serii de probleme care pot duce chiar și la erupții acneice. În plus, deshidratarea impactează în mod vizibil aspectul țesutului cutanat. Așadar, o piele deshidratată este ternă, uscată, aspră, uneori și lipsită de elasticitate. Alcoolul are caracter profund diuretic, ceea ce înseamnă că prin consumul de alcool, producția de urină este stimulată. Prin urinare se elimină o bună parte din sărurile minerale din corp, precum și din rezervele de apă, din țesuturi. În consecință, consumul frecvent sau excesiv de alcool va duce în mod inevitabil la deshidratare. Un studiu din 2011 sugerează faptul că procesul de deshidratare a țesuturilor poate stimula producția de sebum în exces de către glandele sebacee. Așadar, persoanele cu ten gras pot manifesta erupții mai frecvente și mai severe dacă nu se hidratează corespunzător. În concluzie, dacă suferi de acne sau erupții ocazionale, ai mereu grijă să fii hidratată și este recomandat să eviți consumul frecvent de băuturi alcoolice, un sfat foarte util venit din partea experților pentru a preveni deshidratarea în timpul unei seri în oraș sau la petreceri, este să bei mereu un pahar de apă între două băuturi alcoolice. Alcoolismul, cunoscut și drept dependență de alcool, poate afecta buna funcționare a sistemului imunitar, ceea ce face persoana în cauză mai sensibilă în fața infecțiilor și a bolilor în general, relatează doc.ro.